Vești bune pentru meherințeni. 1300 de locuri de muncă sunt vacante la cel mai mare angajator din județul nostru. Cei interesați pot depune CV-ul atât la AJOFM, cât și la compania de cablaje. După o perioadă grea prin care am trecut cu toții, pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra locurilor de muncă din România. După 2 ani, lucrurile par să se îndrepte spre făgașul normal, iar cel mai important angajator din județul nostru, o cunoscută firmă de cablaje, Auto, pune la dispoziție o ofertă generoasă de locuri de muncă vacante. Oferta noastră în acest moment, într-adevăr, cum spunea și domnul Suru, este o ofertă generoasă. Ne dorim foarte mult să reușim lucrul acesta. Este vorba de 1300 de noi locuri de muncă nou create, pentru că dezvoltăm în paralel cu ce avem acum și această soluție pentru impasul din Ucraina. Cele 1300 de poziții înseamnă cu predilecție confecționeri cablaje auto, dar nu doar asta. Avem poziții de electrician, de lăcătuș mecanic, de tehnician analist calitate, de tehnician proiectant, de inginer, de specialist calitate sau programator producție. Practic aproape toată gama de poziții care există în structura noastră organizațională. Compania de cablaje este un colos la nivel mondial, iar în România există 3 fabrici, la Caransebeș, Târgu Jiu și Drobeta Turnu Severin. În prezent, în municipiul nostru, sunt peste 3600 de angajați în cadrul acestei companii. De asemenea, în contextul războiului din Ucraina, compania din România va lucra în paralel pentru a putea duce la bun sfârșit comenzile. Internațională, Sumitomo va lucra în paralel pe parte dintre proiectele Sumitomo România, pe parte dintre proiectele pe care le desfășoară acum colegii noștri din Ucraina. Sumitomo Electric Bornețe, în afară de România, da, mai avem Ucraina, Tunisia, Maroc, sunt multe alte țări. Decizia managementului la nivel de sediu central este cumva să ajutăm să lucrăm în paralel atât noi cât și alte companii din grup, pentru că ne dorim evident să ducem la bun sfârșit comenzile pe care noi le avem în momentul de față agreate cu clienții noștri, pentru a nu pune în impas, în dificultate clientul final, da, pentru care noi confecționăm, noi România, cât și celelalte fabrici din alte țări, în mod special Ucraina acum. Printre cele 1300 locuri de muncă vacante se numără posturi precum confecționer, cablaje, electrician, lăcătuș, mecanic, tehnician, analist, calitate, tehnician, proiectant, ingineri, specialist, calitate sau programator, producție. De asemenea, compania oferă posibilitatea de a evolua din punct de vedere profesional. În acest moment, printre persoanele care se află în funcții de conducere, se află și cei ce au început de la departamentul de producție.